Paul Balog a pus bazele unei edituri de carte electronică, prima care a transformat în aplicație pentru tablete sau e-reader volume ale scriitorilor români. Conform întreprinzătorului, în mai puțin de 10 ani, cărțile tipărite vor supraviețui precum vinilurile astăzi, ca lucrurile destinate unor colecționari care dau valoare în plus. Reprezentanții unei edituri aparent nouă în România, dar care are succes, contrazice aceste idei. Toate marile biblioteci din lume, pornind de la Biblioteca Congresului a Statelor Unite, la London Library sau British Library, la Biblioteca Națională franceză, încă nu acceptă fișiere digitale până nu achiziționează același volum tipărit. Un volum tipărit încă reprezintă garanția unei calități a lucrării în sine, pentru că vedeți și dumneavoastră că volumele digitale pot fi contrafăcute, volumele digitale nu au un grad de protecție care să asigure o informație verificată, verificabilă și imposibilitatea modificărilor. Cei care au încă încredere în cartea tipărită spun că vânzările nu sunt la fel de mari ca în alți ani, însă nu sunt de acord că în scurt timp nu o să mai scoată bani din print. Până una alta, în zona universitară, în zona academică cel puțin, marile biblioteci, marile institute, cei care au nevoie de carte, în limba română sau în limbi străine, pentru că, și acum fac o paranteză, Tritonic deja a început să publice în engleză și în franceză, suntem foarte apropiați de piața europeană și avem schimburi care sunt la început, dar care cresc foarte mult și sperăm ca într-un viitor nu foarte îndepărtat ponderea cărților în limbi străine să ajungă spre 50%. Deci rezistă greu, foarte greu, aș putea să vă răspund, nu rezistă deloc, dar într-o piață europeană care începe să se așeze, gândindu-ne la mai mulți specialiști decât cei strict ai României, gândindu-ne la un bazin al potențialilor clienți la nivel european, s-ar putea să avem șanse să rezistăm. Într-o perioadă în care editurile mari din străinătate și din România au intrat într-o criză pe care multe nu au depășit-o, sunt și edituri ce se axează pe anumite nișe, tocmai pentru a avea certitudinea că merg la sigur cu anumite categorii de cititori. Avem peste 150 de titluri, suntem foarte bucuroși să avem autori din zona științelor comunicării, jurnalismului, publicității, zona New Media, suntem, cred eu, primii care am scos volume de New Media acum câțiva ani, Dorina Guțu, volum de New Media, dând să fim profesor la SNSP în București. Spuneam că încercăm să fim apropiați de toate centrele universitare. Autorii noștri sunt de la Iași, la Timișoara, de la Cluj, la București, de la Galați, la Craiova. Sper că n-am uitat pe cineva, și de la Oradea și de la Arad. Deci avem autori cam din toate părțile. Nu vrem să fim neapărat prin prezența noastră așa ubicui și monopoliști, dar încercăm să facilităm comunicarea între specialiști, să-i aducem pe toți la aceeași masă, între aceleași coperte. Tinerii, în schimb, rămân tot mai atrași de online și de noutate, astfel că specialiștii în marketing sunt de părere că cea mai mare șansă a unei cărți tipărite de a se vinde rămâne să fie utilă pentru studiu sau, dacă este beletristică, să fie însoțită de o ecranizare de succes. Cei care au studiat fenomenul digitalizării cărților sunt de părere că jucătorii învingători din lupta editurilor vor fi cei care mizează pe conținut nișat adresat unor grupuri de cititori specializați.